Ora vieții dă cu cine să, ora omului lumină, ora vieții nealină. Omul vine la credință, ora vieții dă cu cine să, ora omului lumină, ora vieții nealină. Buzău este mândră floare, Spiru Harel Buzău, pe filiera învățător-educator. Fac parte din grupul de inițiativă RISAJ WIN de mai bine de o jumătate de an. Acum 5 luni a luat naștere o nouă ramură a RISAJ-ului, mai exact RISAJ GAY. Aceasta este o combinație între fazan și lovituri de partajare. În prezent există 3 favoriți la acest joc. Unul dintre ei este coordonatorul grupului RISAJ WIN și al RISAJ GAY, respectiv directorul Asociației ASCIOR. În august 2021 a avut loc primul meci de cupa al jocului, unde Sebastian a reușit să iasă învingător și pentru asta îl felicit. Vă întrebați oare cum am ajuns să colaborez cu ceilalți membri ai RISAJ-ului? Ei bine, eu acum 5 ani am primit un canon, acela de a scrie în fiecare duminică câte o poezie. Ideea a fost a părintelui Mihail Milea, îi mulțumesc, deoarece am descoperit un nou talent, datorită lui. Am intrat acum 5 luni în prima ședință, m-am întâmpinat cu blândețe un domn optimist. M-am prezentat și, din vorbă în vorbă, am aflat că acest grup de inițiativă, în acest grup, se scriu proze, poezii. Ei bine, de atunci am început să-mi iau inima în dinți și să prezint câteva poezii scoase recent. Ca în încheiere, vreau să-i mulțumesc coordonatorului Sebi Butu pentru încrederea pe care mi-a acordat. Și acum vreau să-i dau cuvântul prietenei mele, Denisa Cristian, care, mulțumită ei, am cunoscut oameni frumoși și optimiști. Și ca în încheiere, aș dori să vă recit una din poeziile mele, intitulată Coronavirus. Pe sub măștile colorate, fiecare om varsă câte o lacrimă, pentru că, în zilele noastre, un zâmbet liber costă. Închiși în locuințe, plictisiți, copiii tovarăși nou și-au făcut. Și tuturor le este cunoscut ecranul. Vă regăsiți? Nici școala nu mai este a doua noastră casă. Suntem înconjurați de taste, departe de profesori. Aș vrea să-ți adresez și eu o întrebare, dragă cititorule. De ce nu mai crezi în Dumnezeu, ci în oameni care aberează? Și ca în încheiere, aș dori să-i dau cuvântul colegei mele, Denisa Cristian. Numele meu este Denisa Cristian, exact așa cum spuneam, și am aproape 17 ani. Și în cadrul cenaclului RISAJ WIN, eu am rolul de a colecta materialele tinerilor și de a le trimite către publicare în cadrul blogului, al revistei Origin sau în cadrul altor publicații. Povestea mea în cadrul acestui cenaclu a început la sfârșit de februarie, când, printr-o simplă postare apărută pe una din rețelele de socializare, m-a captivat și m-a atras către această latură a literaturii. Fiind o iubitoare de cărți și, în special, de povești, am decis să aflu în ce aventură aș putea să intru. Prin intermediul Andrei Militaru, secretara
cenaclului, care îi mulțumesc foarte mult că m-a adus aici și că, datorită ei, am cunoscut oameni minunați anul acesta și viața mea s-a schimbat. Și la început de martie deja discutam cu cei care m-au adus astăzi aici. La început, toți fiorii îmi cuprindeau corpul, dar în special, inima, teama de a cunoaște oameni noi și frica de eșec m-au făcut mai puternică. Am dus o luptă până am reușit să îmi expun talentul și să mă fac cunoscut. Din data de 27 martie, anul acesta, am înflorit. Am început să-mi scriu propria carte, care ulterior a devenit populară pe Facebook și pe Instagram. M-am simțit împlinită și mă simt împlinită să știu că am ajuns atât de departe. De la copilul care se sfia să-și arate poveștile, la adolescenta care nu se teme de eșec. Alături de colegii mei și de coordonatori, dorim să ajutăm tineri să-și expună talentul și să se dezvolte personal, pentru ca în viitor să nu mai existe cazuri în care tinerii sunt marginalizați pentru simplele greșeli, chiar și de ortografie, ci să fie ajutați să poată să-și expună talentul, să nu ne mai fie rușine să vorbească în fața unui public, așa ca mine, pentru că eu, una, am avut foarte mari emoții să vin aici și să vorbesc și pot să spun că, indiferent de ce greșeli fac, am învățat din ele și vreau să devin mai bună de atât. Mulțumesc frumos! Mulțumim și Asociației Ascior și directorului general pentru faptul că am ajuns aici și prin chestia asta ne-am dezvoltat personal. Pentru că e un pas foarte important, mai ales în perioada asta în care ne aflăm în pandemie și consider că tinerii ar trebui să vină în număr cât mai mare pentru că doar așa putem să fim uniți și să ne dezvoltăm personal, să devenim mai buni. Mulțumesc!